Pentru pacienții constanțeni cu probleme cardiovasculare complexe, singura soluție a fost până acum trenul spre București. De azi, acest lucru nu mai este valabil. În Constanța s-a deschis un centru de cardiologie și radiologie intervențională. Ares din Heka Hospital pune la dispoziția pacienților constanțeni un ambulatoriu de cardiologie și o sală de angiografie dotate la standarde internaționale pentru proceduri de cardiologie și radiologie intervențională coronarografie, tratament cu stenturi pentru afecțiunile cardiovasculare, implantare de stimulator cardiac și ablații pentru tratarea aritmiilor cardiace. Aceasta este o sală de angiografie. Aparatul ne permite să navigăm prin interiorul vaselor de sânge și astfel să le vizualizăm și să le tratăm. Vasele de sânge îngustate sau înfundate să le deschidem. Sunt anumite afecțiuni, cum sunt tumorile, unele tumori, la care închidem vasele de sânge. Adică, sunt proceduri de cardiologie intervențională și proceduri de radiologie intervențională. Radiologia intervențională reprezintă tehnologia viitorului, cu ajutorul căreia Centrul Ares aduce în premieră la Constanța procedurile de embolizare pentru fibromul uterin, adenomul de prostată și varicocel. Pacientul în general este treaz, nu există incizii, tăieturi, nu există anestezie generală, iar procedurile ne permit să tratăm cu succes unele afecțiuni înlocuind intervenții chirurgicale. În sala de angiografie vin pacienți cu multiple afecțiuni. În primul rând să le luăm pe cele cardiologice pe rând. Cel mai frecvent sunt pacienții cu infarct miocardic acut, care vin pentru a le implanta un stent sau cu un balon pentru a desfunda vasul respectiv. Alte proceduri din sfera cardiologiei care pot fi făcute aici sunt procedurile de boli structurale, adică pacienți care au o valvă înfundată. Se face printr-o mică înțepătură pe la picior, se implantează o valvă și practic se scoate barajul pe care îl avea inima de a scoate sângele spre organism. În Centrul de Cardiologie Ares pot fi efectuate și consultații de cardiologie pediatrică, montări de holtere, test de efort, coronarografii și angioplastii cu balon sau stent. Alte tipuri de proceduri sunt cele din sfera electrofiziologiei, adică implantarea de stimulatoare cardiace pentru pacienții care au pulsul mic, de defibratoare cardiace pentru pacienții care au niște tulburări maligne de ritm și procedurile de ablație pentru pacienții cu tulburări de ritm. Prin inaugurarea Centrului de Cardiologie Intervențională Ares din cadrul Heka Hospital Constanța, va fi posibilă realizarea anumitor intervenții cu grad mare de dificultate sau în premieră pentru România. Echipa medicală este compusă din medici clinicieni, cardiologi intervenționiști și chirurgi cardiovasculari, ce va soluționa fiecare caz în parte, indiferent de complexitatea acestuia, fără a mai direcționa pacienții către alți medici specialiști sau alte centre pentru investigații.